Conform teoriilor terapiei cognitive, gândurile și valorile tale determină modul în care te vezi pe tine însuți și lumea din jurul tău. Gândurile și credințele care sunt bazate pe pesimism pot avea un impact negativ asupra sentimentelor, emoțiilor și sănătății tale mentale. Aceste percepții dăunătoare sunt probleme comune care pot contribui la simptomele tulburărilor de dispoziție și pot duce la stări anxioase. Pentru a depăși tiparele de gândire negativă și convingerile autodistructive, este important să înțelegeți definițiile și diferențele dintre aceste două concepte. Convingerile autodistructive. Sistemul dumneavoastră de convingeri este alcătuit din opiniile, atitudinile și valorile dumneavoastră personale. Credințele tale te însoțesc mereu, modelând modul în care te vezi pe tine și lumea din jurul tău. Credințele autodistructive vă pot predispune la eșec și la insatisfacție. De exemplu, dacă aveți convingerea că valoarea de sine este determinată exclusiv de realizările dumneavoastră, vă veți simți împlinit doar atunci când excelați în carieră, vă atingeți obiectivele sau ajungeți la statutul social dorit. Credințele care vă înfrâng se împart în două categorii. Credințele intrapersonale, pe care le aveți despre dumneavoastră, și credințele interpersonale, care se referă la relațiile dumneavoastră. Modele de gândire negativă. Spre deosebire de convingerile autodistructive, tiparele de gândire negativă nu vă însoțesc întotdeauna. Mai degrabă, acestea ies la suprafață doar atunci când vă confruntați cu o problemă. Cunoscute și sub numele de distorsiuni cognitive, aceste gânduri negative vă vin în minte în perioadele de stres și vă întăresc convingerile autodistructive. De exemplu, așa cum am spus mai sus, dacă aveți convingerea că valoarea dumneavoastră este definită exclusiv de realizările dumneavoastră, s-ar putea să vă simțiți bine atâta timp cât reușiți să vă atingeți în mod constant obiectivele. Cu toate acestea, atunci când vă confruntați cu piedici sau obstacole neprevăzute, tiparele de gândire negativă vă pot determina să supraanalizați sau să exagerați gravitatea unei situații, declanșând în cele din urmă o anxietate nefondată. În astfel de circumstanțe, este posibil să începeți să aveți gânduri negative, cum ar fi să vă catalogați drept un eșec sau să vă învinovățiți pentru că nu v-ați atins obiectivul. Este posibil să vă gândiți, nu voi avea niciodată succes sau, probabil că nu trebuia să fie așa. În timp, aceste gânduri pot scădea stima de sine și pot contribui chiar la apariția simptomelor de depresie. Depășirea negativității. Credințele personale sunt învățate și dezvoltate în timp, ceea ce le face foarte greu de schimbat. În mod similar, tiparele de gândire devin un mod obișnuit de gândire care este atât de înrădăcinat încât adesea nu suntem conștienți de el. Cu toate acestea, există modalități de a rupe ciclul convingerilor autodistructive și al tiparelor de gândire negativă. Haideți să vedem câteva dintre acestea. Numărul 1. Faceți-vă zilnic timp pentru gândurile negative. O strategie paradoxală pentru a dobândi controlul asupra gândurilor negative este să te angajezi să petreci 10 minute pe zi rumegându-le și revizuindu-le la nesfârșit. Timpul gândurilor negative trebuie să fie de 10 minute și trebuie să fie în fiecare zi. Atunci când aveți un gând negativ în timpul zilei, notați-l și spuneți-vă că îl veți revizui în timpul alocat acestor gânduri. În timp, veți dobândi controlul și gândurile negative vor înceta. Numărul 2. Înlocuiți gândurile negative. Nu depășim tiparele de gândire negative, ci le înlocuim. Pentru cei mai mulți dintre noi, acele tipare de gânduri negative sunt căi neuronale bine uzitate. Putem face asta în 4 pași simpli. A. Observați când ați început tiparul. B. Recunoașteți că este un tipar pe care doriți să-l schimbați. C. Numiți ceea ce doriți să fie diferit. D. Alegeți-vă un comportament diferit, unul care să servească scopurilor dumneavoastră. Scrieți de ce sunt prezente aceste gânduri negative. Scrisul, în loc de gândire, ajută la scoaterea gândului la lumină, iar atunci când puteți vedea cuvintele pe hârtie sau pe un ecran, este mai ușor să dai sens gândului și să mergi mai departe. Numărul 3. Puneți-vă câteva întrebări și reflectați asupra răspunsurilor dumneavoastră. Iată câteva tipuri de întrebări. Ce obțin dacă am tipare de gândire negative? Ce am primit până acum de pe urma gândurilor negative? Ce pierd dacă mă angajez în gânduri negative? Care sunt dezavantajele gândurilor negative?
Ce beneficii aș primi dacă m-aș angaja în gânduri pozitive? Ce m-a determinat în trecutul meu să gândesc negativ? Ce voi face acum că am toate aceste informații? Să mergem mai departe. Numărul 4. Nu vă mai uitați la știrile de dimineață. Cercetările au arătat că doar 3 minute de știri negative dimineața vă vor crește semnificativ șansele de a avea o experiență negativă pe parcursul zilei. Cercetările au arătat, de asemenea, că o mentalitate pozitivă crește productivitatea și satisfacția, reducând în același timp rata erorilor. Mentalitatea este o alegere, dar nu întotdeauna una ușoară. Căutați să eliminați influențele negative și nu vă mai uitați la știrile de dimineață. În schimb, faceți-vă timp în fiecare zi, când vă treziți, să meditați și să vă concentrați asupra persoanei care doriți să fiți și asupra calității vieții pe care doriți să o trăiți. Stabileșteți și câteva obiective importante pentru a-ți menține impulsul către visele tale. Atunci când știi ce vrei și te îndrepți zilnic spre asta, negativitatea va dispărea. Numărul 5. Concentrează-te pe recunoștință. Recunoștința este subestimată de cei mai mulți, dar este esențială pentru o viață fericită. Viața nu devine mai ușoară, dar devenim mai puternici pe măsură ce reformulăm dificultățile, recunoscând toate micile lucruri bune care se întâmplă în jurul nostru. Faceți-vă o listă cu aceste lucruri și consultați-o zilnic. De asemenea, concentrați-vă pe ceea ce vă doriți cu adevărat și fiți foarte specifici. O minte concentrată și pozitivă va atrage în timp ceea ce caută. Te invităm să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să activezi clopoțelul de notificare dacă nu ai făcut-o deja și îți dorim o zi minunată în continuare. Vă mulțumim pentru atenție!